Mii de gunoaie aruncate la întâmplare au ajuns pe râul Jiu, creându-se adevărate insule de peturi. Sticle, resturi de mâncare, lemne, toate plutesc pe albia râului. Autoritățile par să se fi împotmolit în maldarele de gunoaie, iar cei care administrează râul se luptă cu morile de vânt. Peturile ajung în jiu după ce sunt aruncate de oamenii care nu pun preț pe mediul înconjurător. Autoritățile gorjene par să fie depășite de această situație. În urmă cu puțin timp au fost demarate mai multe acțiuni de igienizare, însă în zadar. Un cartier mărginaș din Târgu Jiu este înconjurat de resturi menajere. Adevărați munți de gunoaie s-au creat după ce mai mulți cetățeni au venit și au aruncat resturile nefolositoare fără să se gândească la urmări. Imagini dezolante sunt și în alte cartiere din municipiu, mormane de gunoaie zac aici de luni bune, însă nimeni nu se încumetă să le strângă. Nici cartierele aflate în apropierea centrului municipal nu au scăpat de nepăsarea târgujienilor. La doar o zi de la ridicarea gunoiului, lângă ghene zăceau împrăștiate diverse obiecte, de la braz de Crăciun, încălțăminte, până la borcane cu murături și alte alimente rămase de la masa de sărbători. Alte zone, aceleși probleme, genele sunt pline până la refuz, iar mirosul este foarte greu de suportat. Dacă vor fi identificați, cei care aruncă gunoaie la voia întâmplării vor fi sancționați de oamenii legii.